唱出来在哪儿？Dumitrescu, ca să reacționez mai bine. Eu am avut o metecnă cu gitara și cu aia am rămas și tot asta fac și acum. Când? În Cipru, de 8 ani. Deci... Ești venit? Ești bine venit oricând, că știi că acolo biserica... Da, tare, vreo bună. Celu! Brașii! Știi cine e? Bună, e cine? Doamna, care ai căutat camioara? Camioara a sunat la ce? Ai și venit? Doamna, nu știu că aș vizit la ce nu stoi. Și unde ai cu asta? Trebuie să vină? În mijloc. Așa e. Thank you.
Băi, Gelule, ce bine arătam, mai ales eu. Ce neamnă la mori, mai ales tu. Nu, ba da.
bine, nu ne-a spus să retractoare. Acum mă din Ioana, sunt la Găiești, am terminat facultatea de metalurgie și lucrez în desfacere la o firmă din Găiești. Căsătorită, nu am copii. Și la tine și trebuie să faci. Mai poate, oricând nu, până la 80 sau la Constantin Sărin. Cum a decedat-a pentru ea să Ca e vegat auto,
de 29 de ani. Am doi copii, sunt căsătorită, am doi copii. Băiatul a terminat Academia de Poliție, fata a terminat Facultatea de Drept. Și-au făcut masterul amândoi și nu am nepoți. Aștept cu nerăbdare nepoții. Cam atât. Thank you.
voi cum am o bogăție de îndoieli, lucrez la Ion, care știți și noastră că merge și nu prea șerce. Am un cavaler de 27 de ani și jumătate, care este asistent medical la spital și sunt divorțată. Locuiesc în Târgoviște. Frica e am și părăsirea de Tianul cu câteva informații pe legătură cu liceul pe care l-a făcut. Care se numea la momentul potrivit, anume, când ați absolvit dumneavoastră, liceul industrial Grigore Răzneanu. În momentul de față, s-a făcut bine ați văzut, Sărănești, colegiul național, Constantin Carle, și poate mulți dintre dumneavoastră sunt dintre părinți. De cetățeni și-au pus problema de ce se numește așa. Am avut deosebită ocazie să studiez actul original prin care cel care s-a numit Constantin Caravela și a locuit în vila care a fost școală de muzică, a donat pentru acest liceu terenul, care teren se numea pe toată suprafața pe care o vedeți cu blocurile din spate. Acesta a fost adevărat. Așa, și bineînțeles și unde este liceul de parte. Constantin Carabela și soția sa, Maria Carabela, au urmat inițial terenul. După aceea, în 1921, a funcționat un gimnaziu tot sub îngrijirea lui Constantin Carabela, gimnaziul de fete, până în 1925. În 1925 s-a construit tot ceva în acest loc, care a fost jumătate. S-a construit actualul liceu. Am avut și din momentul respectiv, până acum și sperăm și în dar funcționează ca liceu. A funcționat inițial ca liceul de fete internat. De ce? La etajul pe care îl vedeți în dreapta mea era internat. Am avut onoarea să particip la aniversarea 50 de ani de la absolvirea liceului privind promoție. Eram în liceu aici, în funcție de director adjunct. A fost un moment nostru deosebit. Pe atunci eram mai tânăr, în 1994. Au mai impresionat prezența, au participat toate absolventele care erau pe aici. De la ființare până în momentul de față, liceul a avut diferite denumiri. Inițial, din perioada 48-68, a fost liceul numărul 1, după aceea, din 68 până, spun imediat, din 68 și până în 77, liceul teoretic numărul 1, după aceea, din 77 până în 90, liceul industrial Grigore Alexandrescu, din 90 până în 97, liceul teoretic Grigore Alexandrescu, și din 1999, Colegiul Național Constantin Caragiale. Nu este pentru noi un moment de a ne condamna și ne putem, dar să știți că liceul din totdeauna a fost un liceu renumit și nu numai pentru Bungovița, ci chiar pe plan național. În 1982, de exemplu, am participat la perfecționare și directorul la București. Prin care se prezent acolo, la un moment dat, a fost un inspector din minister, care, auzind numai liceul la care funcționează, a spus, da, îl știm, este cotat la minister ca unul din cele foarte bune ale țării. Deci, vă dați seama, a fost, este și sperăm să rămână de corona, așa cum în multe lucruri și a făcut de s-au perindat pe aici sute mii de elevi care s-au realizat ca oameni, s-au realizat atât în țară, activitatea altora a fost cunoscută și peste locale, premii la mondiale naționale și internaționale au fost foarte, foarte multe. Vreau să știți foarte bine că a fost a noastră colegă care n
și când a fost liceul industrial, a funcționat în aceleași condiții, adică profesorii din liceul Sandescu nu au abandonat calitatea învățământului. Ne clasificam de multe ori la analizele pe care le făcea la profesorul școlar cu fericire cu un proces scăzut la vulnerabilitate. Dar aceasta nu datorită faptului că nu are venit în totdeauna avea venit foarte bune alături de ei de la matematică, la matematică. Dar calitatea maținutului nu se renunța la calitate și era un lucru extraordinar fost și rămâne un lucru extraordinar. S-au prezentat personalități ca profesor Roșan, pe aici Atanasiu, care este Atanasiu Adrian, care este șeful Catedrei de Informatică la Universitatea ești și sigur, foarte, foarte mulți profesori universitari, profesori de licee, ingineri, economiști, în toate domeniile, toate doctori, în toate domeniile liceului a dat cadre deosebite. Cu ajutorul, adică elevii în general, profesorii care au înțeles în locul școală, alături, bineînțeles, de profesori și de părinți și părinți au făcut. Să nu uităm că aici au funcționat profesori ca domnul Cezar Dinescu, nu numai un profesor ilustru, dar ca om eu care a funcționat câțiva cu dânsul, vă pot spune că avea ce învăța cu oameni. Din omenie a funcționat mult de tot și am învățat pe Georgia Georgescu. Domnul Mircea Georgescu, doamna Bănulescu, care a condus cu atâta competență și care avea o cultură, îți făcea plăcere să discuți cu dânsa o reșie. Și, bineînțeles, nu uităm nici pe cei cu viața, fie cu funcționată, fie pe cei care sunt pensionați. Adică, sunt care mai și, sigur, toată admirația pentru corpul profesional care și sperăm ca cei tineri care sunt foarte mulți în momentul de față să urmeze aceeași cale și se vede că liceul este foarte bine dotat, funcționează așa cum a funcționat întotdeauna. Sigur, cu greutățile că au fost și perioade foarte greu, foarte material, școlimă. Așa încât am ținut să vă spun câte ceva din istoricul acestui liceu, ca și dumneavoastră, dar nu dumneavoastră, să știți să explicați celor care se miră de ce se numește în Sfântul. Acest om politic bogat a știut să-și folosească educația pentru națiunea. Este un aviz tuturor amatorilor celor bogați care nu știu dacă totdeauna știu ce se facă cu sumele enorme pe care le fură. Pe care le fac. Și suntem liniile ca astăzi, avem alături o clasă de copii, am zis eu, și mi-am pentru noi, aveți copii, asta este, o clasă de copii, față de care, vă spun cu, așa, cu toată modestia, m-am atașat de extraordinar de mult, pentru faptul că voi ați fost cei care v-ați atașat de mult, și aș aminti, iertați-mă că vă iau în timp, o singură situație. Odată, dacă vă amintiți, poate chiar în ultimul an, a fost o inspecție. Și s-a dat, a fost singura clasă, clasa noastră, la care s-a dat un test în legătură cu profesorul pe care i-a dat și ce ședință ați ținut, ce și ce ori ați ținut. Multe, multe testări, foarte multe întrebări. Am trebuit să deci atunci n-am știut, nimeni nu mi-a spus. Nici o problemă, nu a fost așa că s-a testul acela. La puțin timp am întâlnit inspectorul care a dat testul. Domnul Stric. Și mă felicitați, vizor. M-am zis așa, zis, domnul, mă confundați. Am zis, mă confundați. Nu, nu vă confund, nu vă confund. Am fost la clasa dumneavoastră, am dat testul. Vi le dau să le citiți și cred, sunt convinsă cu multă sinceritate,
Și bine, mi-a mai spus și altă. Nu ne-am închipuit cu tăputețul iubită de clasă. Este dovadă că elevii știu să aprecieze. Tinerii știu să aprecieze. La poezia lor, sinceritatea lor se arată și dovadă că pe viitor știți că și ei zice copiii, că asta e foarte important. Sunt mândră de tot ceea ce am aflat aici și vă doresc multă sănătate. Tot ce vă doresc dumneavoastră, copiii, nepoții și sănătate și doamnelor și domnilor profesori, să ne mai întâlnim. Vă mulțumesc! După Revoluție, printr-un concurs de prejurări, am ajuns director. Și am rezolvat problemele în care credeau, în sensul că, fiind în școala auto, școală, clasele noastre erau, pentru că era multă practică. Erau bine cu bancul, cu oasă. Și încet, încet, am rezolvat toate treburile, l-am dus și până în director și la
că s-au separat. S-au separat. Da. Și de-aia vă spun că această școală, indiferent prin ce formă a trecut ea, a rămas și cred că va rămâne în continuare o școală de referință pentru județ. Să fiți mândri că ați terminat această școală, pentru că de Carabela știu foarte mulți în jur, nu mai vreți în țară. Eu urez mulți ani, să dea Dumnezeu să ne mai întâlnim peste În primul rând să vă felicit că ați reușit să vă organizați și să vă întâlniți la fiecare 10 ani. Pentru că altfel riscăm să ne întâlnim pe stradă și să nu ne mai recunoaștem. Eu mai puțin pe voi, pentru că ați crescut, ați devenit maturi și poate și voi pe noi. Dar asta nu înseamnă că nu rămânem tineri sufletește. Și vă doresc multă sănătate, să vă întâlniți, viață lungă, să ne mai întâlnim de acum încolo, mult succes. Și veți vedea că cu trecerea timpului o să apreciați viața din alte puncte de vedere. La un moment dat se alargă după profesie, după bani, dar pe măsură ce trece timpul, o să vă înclinați puțin și spre spiritual, spre această latură, fără de care nu putem să trăim. Și o să vedeți că se produc diverse schimbări cu trecerea timpului. O să le observați. Vă doresc viață lungă și multă, multă sănătate. Și vouă și partea. Nu prea vreau să vorbesc. Ceea ce vreau să spun este faptul că rămân plăcut, surprins de faptul că ați rămas cu toți tineri și frumoși. Mi-aduc aminte cu plăcere de toate generațiile care mi-au trecut în mână, dar voi, fiindcă ați fost cam prima generație care a absolvit cu mine ca profesor, aveți o părticică în parte sufletului. Sunteți deosebit de frumoși și de ginga și de tot ce vă rog frumos să mă scuzați și să mă iertați dacă vreodată am trecut pe stradă, pe lângă cineva dintre dumneavoastră, inclusiv profesor s-ar putea, și nu în fare sau că sunt cu nasul pe sus, nu v-am băgat în seamă. Pe mulți dintre dumneavoastră nu-i mai... Pe ceilalți cu care m-am mai întâlnit și cu care am ținut, mi-a plăcut întotdeauna plăcere să stau de vorbă, să întreb ce fac, cum o duc și ce mai fac. Am dorința de a vă păstra acest obicei plăcut, bun, așa, și să dea Dumnezeu să avem posibilitatea să ne întâlnim peste încă 10 ani. Vă mulțumesc frumos și pentru invitație și pentru participare. De asemenea, mulțumesc cadrelor didactice și aș avea plăcerea deosebită, eu personal, dacă doamna directoare Florea ne-ar spune câteva cuvinte. A muncit mult cu noi la vremea aceea. Stimați fost elevi al liceului. În primul rând vă mulțumesc că m-ați invitat, pentru că eu n-am participat la celelalte întâlniri. Este pentru prima oară. Știu că n-ați făcut geografia în perioada aia, în ultimul an, cel puțin. A fost o altă colegă de-a mea, profesoară, care este încă în viață, este în București. E vorba de Banescu,
care atunci era maestru, așa. Dar totuși am vrut să spun câteva cuvinte, că chiar dacă n-am fost profesoară, din câte știu, a fost o promoție bună, v-ați ținut de carte, ați învățat și n-aș vrea să fac o comparație cu situația de acum, dar să știți că sunt foarte mulți elevi de acum care nu învață. Nu învață, nu sunt disciplinați, că aud de la diverse persoane și nu știu de ce este situația asta. Poate că și învățământul s-a schimbat prea mult. În fiecare an alt program, în fiecare an altceva de făcut. Copiii nu mai sunt obișnuiți, nici părinții nu mai sunt obișnuiți cu ce a fost odată. Ia gândiți-vă, acum 30 de ani, cum era și cum este acum. Dar ce să facem? Asta este situația reală. Și dumneavoastră, ca părinți, aveți obligația să vă ocupați de copii, să îi îndrumați și dacă careva dintre dumneavoastră este în învățământ, n-am reținut, așa, să îi îndrumați spre bine toți copiii, pentru că asta urmărim fiecare dintre noi. Că suntem profesori, că suntem părinți, totul este ca să meargă bine în țara asta. Asta dorim cu toți. Eu vă doresc multă sănătate, nu cred eu că peste 10 ani voi mai trăi, dar vă doresc ca dumneavoastră să vă întâlniți și să vă aduceți aminte de foștii profesori și de foștii colegi. Multă sănătate! Încerc să-mi vorbesc eu un speech și este greu pentru că va trebui să exprim mulțumirea tuturor. Mulțumirea noastră pentru profesorii, în primul rând, pentru dumneavoastră că ați venit și mai ales pentru ce ați realizat cu noi. Pentru că și am un nod în gât, mai ales eu nu trebuie. Fiecare dintre noi, mai ales cei care avem copii, cred că nu s-a întâmplat să nu le dăm un exemplu de genul n-ai făcut tu chimia cu Stoicescu, că vedeai ce înseamnă școală. Și le dăm un exemplu, de-aia și suntem acum, ce spunea Doamne, o diferență. Vedem câteodată neplăcută să vedem că poate nu suntem depășiți de copii noștri și am vrea. Eu suntem un alt nivel de școală, așa este și dacă suntem așa cum suntem și realizați, cel puțin sufletește, în mare, mare măsură să datorează dumneavoastră și suntem și satisfăcuți și exaltați că ne-am văzut acolo aici și ne simțim, eu cel puțin, parcă acolo am ieșit pe poarta școlii, nu am alt sentiment. Ăsta este. O săptămână abia așteptam să vin să ne vedem, aș face iar nu știu ce nebunii cu temelul ăsta. S-a mai maturizat și la. Încă o dată vă mulțumim din suflet pentru că ați fost atât de sever, dar și dragostea am simțit-o și niciodată. Tot ce vă dorim dumneavoastră, copii, orice, așa cum am spus, și să ne mai revedem tot sănătoși. Mulțumim! Astă seară, la 19, da, la Casa Domnească, vreau să fiu sigură că sunteți toți acolo, da? Așa? Deci la ora 19, la Casa Domnească, lângă UPET. La cantina UPET. Lângă cantina UPET. Lângă poliție, 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 lângă poliție